Hai, Luna! Suntem la jumatea lui martie 2024 și alea cred că-s rațele. Vin rațele în Maramureș. Ce fain se aude! Care bate aici? Gruia, ce faci? Hai! Ce ai făcut? De ce ai tras fânul ăsta pe jos? Gruia, de ce ai tras fânul pe jos? Dă-te din fân! Dă-te din fân, că te iau pe sus! Ai! Ai, măi, Gruia, măi, cum îmi dai tu de lucru! Măriuca, ce faci? S-o fă dor de mine? La fetele astea sigur le-a fost dor, mai ales că e vremea mulsului. Așa-i, cucu? Da, da. Hai, mă, Gruia, să te saturi. Numai se ling pe buze când aud că le pun granulele în valău. O porție de aproximativ 500 de grame, cred eu, și așa arată. Ăsta mi-e standul de mulți și stare mulțumit de el. Hai să vedeți ce cuminți sunt căprițele. Nu mă încet. Am o valău, dar nu mă încet, nu mă încet, nu mă încet. Hop! Hop, că tu nu ești aici. Tu trebuie să te duci înapoi. Hai, Mili, hai! Hai, Mili, hai! Pentru că Silviu a fătat ultima, pe ea o las la urmă. Și pentru că standul are doar 5 posturi, una primește aici lângă. Găleata cu granule. După ce sunt toate la poziția lor, le blochez. Iau dopul la toate 6. Bă, dar tu de ce nu mănânci tot? Las că le mânca acum dacă ți-am pus lapte peste ele. Hai! Acum trebuie să prind ieduțele să le bag la locul lor, pentru că ieduțele le separ peste noapte. Căprițele sunt suficient de mari și vrem să avem și noi un pic de lapte de dimineață. Astăzi am adus cu mine în zona de mulți, pentru că trebuie să mulc caprele și seara. Vreau să povestim un pic despre creșterea caprelor, starea în care se află căprițele noastre, 5 dintre ele fiind la prima fătare. Și după cum veți vedea, unele sunt un pic mai agitate.
deși am umblat pe la pulpa lor de când le-o făta mama lor, odată cu prima fătare și cu începutul mulțului, au un pic de nelămuriri. Așa că trecem printr-o perioadă de agitație, de nedumerire, dar eu consider că animalele mele sunt destul de bine educate. În perioada asta închidem ieduțele peste noapte și peste zi, după ce le mulg de dimineață, le dau drumul să fie împreună cu mama lor toată ziua. La ieduțele pun granule peste noapte, au bloc de sare, ajung la o tavă să mănânce și încet, încet încep să mănânce și peste noapte câte un pic ele. Le-am văzut și peste zi ciugulind de prin iesle pe lângă mamele lor, dar constrânse fiind astfel peste noapte, vor începe să mănânce tot mai bine. Avem două capre care nu mai au iezi deloc, adică Cucu, cea de față, și Mili. Și atunci de la ele mulgem aceeași cantitate și dimineața și seara, dar de la restul doar le verificăm seara să ne asigurăm că sunt mulse de tot. Deși din ce am observat, dacă lăsăm iezii pe ele ziua și noaptea separăm iezii, după ce le mulgem dimineața, ele până seara cam beau tot din pulpa caprei. Însă, ca să ne asigurăm că eliminăm orice posibilitate de probleme, le verificăm. Și în funcție de cât de pofticioase sunt ele în unele zile, ne mai dau câte un pic de lăptic și seara. Gruia deja s-a obișnuit cu răsfățul mulțului, pentru că deja știe că pe când ies caprele aici afară, își primește și el porția lui de satisfacție rurală. Da. Deci avem 7 capre în total fătate, 5 capre la prima fătare, deci avem un pic mai mult de lucru cu ele, câteva luni. Și avem o cantitate generoasă de lapte, zicem noi. Anul ăsta n-am mai cumpărat lapte praf, n-am mai ținut decât un ied avem în momentul de față. Avem un singur ied de la Silvi și îl mai lăsăm o perioadă să sugă. De ce facem asta? Am observat că o capră care după fătare nu are niciun ied care să o solicite, să o motiveze să producă lapte, pare să, ca și cum s-ar lenevi un pic. Adică nu e așa motivată să producă ea maximul de lapte cât îl poate produce. Și anul ăsta încercăm o strategie nouă, pentru că în ceilalți ani cumpăram lapte praf, aveam depus la iezi îngăleată și n-am fost foarte, foarte entuziasmați de evoluția lor. Așa că anul ăsta ținem doar ieduțele și le lăsăm să sugă peste zi, așa cum ziceam. Vedem că au o evoluție foarte bună, cresc foarte bine și ne bucurăm de jumate din producția de lapte comparat cu anul trecut. Urmează să facem în curând videoclipuri cu proba laptelui. Va urma, așa cum ziceam, un videoclip în care vă arăt procesul întreg de la cereale și până la granulele pe care eu le dau la capre, cu toate secretele ce le folosesc, cu tot ce introduc eu în amestecul pentru lapte pentru căprițele noastre. Și acum ajungem la căprița care e un pic mai agitată. O să vedeți în momentul în care pun mâna pe ea că ea tresare. Își dă seama că nu-i convine. Ia uite. Ba, se pare că nu. Stai cu minte.
ea cumva, cumva se comportă ca și cum nu prea știe ce trebuie să facă când stăpânul îi pune mâna pe pulbă. E copleșită de gânduri și de îngrijorări. Dar suntem mult mai bine, că am avut o... Ea a fost foarte agitată, chiar după fătare. Și ne bucurăm că s-o mai potolit, s-o mai liniștit, s-o mai obișnuit cu mulsul. Dacă cumva, sigur, după ce veți vedea proba laptelui la căprițele noastre, sau poate dacă ne știți din anii anteriori și știți că avem capre de bună calitate și de genetică foarte bună, dar dacă vă interesează o căpriță fătată la prima fătare în 2024, o să vă rog să ne scrieți pe e-mail la orasanlatara@gmail.com, pentru că una din cele 5 s-ar putea să o vindem. Deci una din cele 5 capre la prima fătare o să o vindem, cred, și în una din cele 5 eduțe fătate anul ăsta o să le vindem. Așa că dacă sunteți dintre urmăritorii noștri fideli și căutați o căpriță și o eduță bună, scrieți-ne pe orasanlatara@gmail.com. Atâta lapte am mulț eu de la 7 capre, dragilor. Anul ăsta, după cum vă ziceam, anul ăsta nu ne mai grăbim, n-am mai cumpărat lapte praf și lăsăm ieduțele să sugă de pe capre, de pe mamele lor. Seara le mulgem cât lapte avem, peste noapte le închidem și dimineața mulgem tot laptele și apoi lăsăm din nou ieduțele cu mamele lor. În felul ăsta avem și noi o producție de lapte decentă, zicem noi, și pot să crească și ieduțele așa cum trebuie. Ne mulțumim cu ce avem și ne bucurăm că avem aceste animale. O să vedeți cât de bine dau lapte în curând când vom face proba laptelui. Dar deocamdată ăsta e video de astăzi. O parte din video a fost mai întunecat, dar astea sunt condițiile de noapte. Ia la loc. Nu mă încet. Te-ai săturat, mădulău? Iară te-ai băgat în Sky. Baluță și ceea ce am cumpărat, mai au câte un Sky până ei. Mai bei și apă, sau ți-au ajuns laptele? Grăsanule, mă, grăsanule, mă, ce faci? Ceva, mă, grăsanule, ești gras cât un pepene. Ce gras ești. Ia ce gras e. Grasule. Te doare burta de cât ai mâncat el azos. Asta-i pun și la măriu ca niște fân. Și apoi suntem gata pe astăzi. Așa, iubită. Papă, să crești mare. Și să ne faci puiuț în burtică. Eu îmi face și controlul. Să vedem.
dacă e gestantă sau nu. Dacă ați ajuns până la finalul acestui video, vă mulțumesc pentru vizionare. Scrieți-mi părerile voastre în comentarii, dați un like dacă vreți să ne ajutați în lupta cu algoritmul YouTube. Vă mulțumim pentru vizionare, vă salut și ne vedem data viitoare!